tare că se face. Și tu cumpărat. O chem și tu cumpărat. Nu am cumpărat nimeni. Nu am cumpărat nimeni. Pentru atac asupra brezei. Considerăm că un astfel de jucător nu-i cad să nu știu de nevastă pe acest. Zi, Tudor, care e motivul? Păi, nu îmi doresc și nu doresc nimănui ca să fie judecați de către un judecător ca Ion Muruia, care a adoptat mai multe hotărâri care ulterior au fost condamnate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și un astfel de judecător nu merită să fie nici măcar judecător într-o instanță de fond, nu tocmai judecător a Curții Supreme de Justiție. Cam asta este mesajul și considerăm că, în acest caz, Parlamentul și aici facem apel la toți deputații din Parlament, urmează să adopte decizii prin care Ion Muruianu să fie demis din funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție. Ar fi un lucru care ar ajuta, ar îmbunătăți de fapt situația și climatul în justiția moldovenească. Și în mod practic ce faceți? În mod practic transmitem deputaților din Parlament un scurt mesaj prin care le solicităm ca astăzi să fie pus pe ordinea de zi subiectul privind demiterea lui Ion Muruianu. Da, mai sunt jurnaliști pe drum care se pare că au acțiuni cam cu același subiect. Da, doar că dânșii au ales o altă abordare. Noi încercăm într-un mod așa mai altfel, mai haios, transmite mesajul. Alții au preferat să organizeze o acțiune mai clasică de protest. E dreptul fiecare. Noi suntem alături de ei și suntem practic cu același mesaj. N-ați fost așa de activ. Însă în cazul de Muruianu, în cazul lui Muruianu, dumneavoastră manifestați o reacție așa, foarte bine organizată. Păi este un chiar atac dur la adresa presei și un astfel de judecător nu merită să judece oamenii. Eu nu susțin cuvintele domnului Muruianu, însă trezește întrebări o așa o reacție organizată din partea presei. Păi în mod normal, când ar fi trebuit presa să reacționeze mai dur, vă amintesc cazul Chituroagă, presa, cu excepția presei din actuala opoziție, a fost silențioasă. Dar cazul lui Muruianu a trezit așa o reacție din partea dumneavoastră. Cred că în spatele acestor manifestări stau niște forțe bine organizate și noi cam de seama cine. La ce fel de forțe vorbim? Eu vorbesc de Alianța pentru Integrarea Europeană și în special Partidul Liberal Democrat. Vedeți că este un spate de manifestă care este la protestă? Da. Veți ține cont de apelul nostru? Țin, sigur că da. Țin, deci cred eu că și Alianța își va lua o poziție și super, vom fi împreună toți în Alianță. Domn procuror, bună ziua! Bună ziua!